Astăzi avem o surpriză pentru un copil care nici nu-și imaginează că mama a venit exact pentru această zi specială acasă. Vă vom ascunde într-o cutie, iar doamna Galina... Ce simțiți? Foarte mari emoții! Dacă simțiți și eu am emoții, deci suntem în aceeași. Astăzi am venit acasă pentru să fac o surpriză fetiței mele de 8 ani, mă așteaptă. Toți cu ei nu știu nimic, dar am emoții foarte mari și nu știu ce să zic. O să fie frumos? Sper că da. O să fie frumos. Iepuța, mama vine acum, 5 minute, suntem acolo cu surpriza. Mama te iubește, papa, puile. Aici este o fetiță tare, tare micuță! Cine este ea? Care? Evelina. Care e Evelina? Arătați-o cu degetul așa. Ia că tu, Evelina! Hai să o dăm pe mica domnișoară! Salut! Am înțeles că astăzi ai împlinit 8 ani? Nu 10, că tu arăți exact pentru 10 ani. Dă-mi un 5, draga mea! Draga noastră! Evelina, astăzi împlinești 8 ani și toată lumea te aplaudă, fiindcă tu... Draga mea, sunt foarte departe de tine, dar sunt mândră că am cea mai frumoasă fată din lume. Atunci când bunul Dumnezeu mi te-a dat, am știut că am o minune sub sufletul meu. Astăzi te văd mare, fericită și aș vrea mult de tot să-ți doresc să ai o viață lungă și frumoasă. Mă mândresc că de fiecare dată când te sun, îmi spui ce reușite ai pe la școală. Îți mulțumesc foarte mult că sunt mămica ta și îți mulțumesc că ești cea mai mare gingășie a vieții mele. Astăzi vreau să-ți ofer acest buchet frumos care va simboliza ceea ce simt eu pentru tine și faptul că sufletul meu înflorește de fiecare dată când îmi aduc aminte că acasă mă așteaptă o fetiță. Să o aplaudăm pe mica noastră domnișoară care va primi acest buchet. Dar vreau să știu dacă bărbatul adevărat din viața acestei domnișoare și anume tăticul este aproape. Este? Eu. Aplauze pentru tăticul! Am înțeles că mica noastră domnișoară este prințesă și nu aveam cum să venim cu un tort simplu, așa că am adus un tort de prințesă. Fetelor, ia veniți încoace! Tortul vine din partea fetelor, să vină ele cu mâinișoarele lor gustoase și arătate. Hai, fetelor, pune mâna pe acest tort, așa, și ducem repejor în mânuțele Evelinei și o pupăm pe obraz. Așa. Mua! La mulți ani. Am înțeles că tu la 8 ani ai multe vise, chiar foarte multe. Și am zis că baloanele acestea pe care o să le dezlegăm un pic mai târziu o să te ducă departe, departe. Bine? Da? Fetelor, dați-mi 5. 5. 5. 5. Iar aici am sănătate. Să știți că mămica ta s-a gândit că tu ești prea specială și ai nevoie de sănătate ca să ajungi la 150 de ani. Și a zis că cel mai dulce ar fi ca acest coș să fie îmbogățit nu cu bomboane, cu bomboanele fac rău la stomac, dar să fie îmbogățit cu vitamine și anume cu fructe. Promiți că le mănânci pe toate? Spune! Promiți! Fetelor, hai să mai pupăm încă o dată, promisiunea să o întărim. Tati, mama noastră a zis: bărbatul adevărat știe a educa o fată și știe a mă iubi. Și promiteți că acest spumant o să-l serviți atunci când vine ea acasă. Ok. Da? O să-l țineți până atunci. Da. Rezistă? Sigur? Deci îmi promiteți că atunci când o vedeți, luați paharul și serviți spumantul. Bine? Dați așa un cinci. E bine. Așa.
Fericită că a venit mama acasă. Domnul Mihai, femeile noastre când pleacă, ele nu pleacă din fericire. Femeile noastre pleacă de fiecare dată din nevoie. Eu știu că vă este dureros să știți departe, să educați singuri copiii. Ea cu greu știe că distanța e dureroasă totuși. Vreau să vă doresc vouă o vacanță cât mai frumoasă, pe care o veți petrece în patru. Să vă bucurați de această perioadă. Să substituiți cumva acea jumătate de an care până acum a fost un pic mai îndepărtare. Să aveți parte doar de fericire și multă iubire. Și vreau să te întreb pe tine, draga mea, când ultima dată i-ai văzut pe părinții tăi să se sărute? De mult? Spune-te rog, la 8 ani visul ăsta trebuie realizat, nu? Să se pupe mama și cu tata, nu? Dulce și amar pentru domnul Mica și doamna Galina! You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do.
touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire.